E că despre asta e mindset. Nimeni n-a să vă bage cu deasăla să trăiți mai bine și să cheltuiți mai mult. N-are și. Și că dacă eu îți găsesc cumva totuși până într-un final soluția la problema asta pentru noi, pentru toți, eu cred că noi tare mult o să obținem, dar asta încă pentru noi e o provocare. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15 oameni la razbor, dar avem mai mulți pe aceeași nișă. Să încercăm să le luăm din diferite nișe. Cum de trecut pe riscul ăsta, pe problema? Dar n-ai cum, nu m-a prestesez. Eu aș dat în comisionul pentru informații ca lumea, pentru să-mi deschide cineva ochi, să mă apuci de minute și să-mi spui faci așa, așa, așa. Adică eu le folosesc eu, le folosesc și familia mea. Este cuvinte sau formulări clișeice la toți cei care sunt în element. Aici chiar gândurile care le aveam eu mai devreme, înțeleg că ele sunt reale și au loc să se împlinească, pentru că lumea te susține, însuși energia te împinge să faci ceea ce ți-ai pus în plan. Sunt foarte mulțumit cum aflu în Mentor Club. La întâlnirea de azi am setat careva scopuri pentru luna ce urmează, am decis că trebuie să mă promovez mai mult, să promovez brandul personal și deja să mă axez mai mult pe domeniul imobiliar. Alex mult ne ajută cu acest subiect, adică el ne încurajează și ne motivează și ne dă multe indicii cum să facem asta mai bine. Au fost 50, după aceea noi ne-am cunoscut și da, am 2 ani consecutiv cu 10. Stabil, da. Majoritatea din noi nu cumpărăm un produs sau un serviciu pentru că nu vine nimeni tare aproape ca să intre o leagă sub cheliu și să comunici despre lucruri o leagă mai în serios. Știți care e avantajul? Medic vorbești despre asta. Dacă în fiecare zi tu investești 50 de euro pe promovare, pe obiecte și pe branding personal, pe luni te-ai cheltuit 1.000 mai. Eu pot eu deja să-mi asum, semnez că dacă tu ești cheltuit 1.000 mai pe luni, tu n-ai cum să faci mic ținut și n-ai cum. Parhiește ăsta, samă-i cesnă-i banii așa la de la vamă, știi? Ei? Ei n-am, cum n-am? Am normal.